Petre, čo je teda? A gazmo? No aj čo je apa. A gazmo? Del lateral. Momentul de 10 minute de urcare. Nu, deja nu mai putem. trebuie marcat și momentul ăsta. Bună dimineața, soare. Hai la deal. Acum. Acum. Exact. Hai de la deal. Emilio a dus în gura ursului. Aleargă, Emil, că mâine nu mai umbli. Pătargă. Bine, gata. Căsuța. Let's go. Da, mă, altă treabă. Da. Mă duci ceva? O să tată la lumea acum, că cam așa. Ha? Nu. Emilian iar are prieteni imaginari. Totuși, nu? Da? Nu-i rău. Avem și de foc. Super. Emilian dobitocul. Că-l băgăm pe foc. Îl băgăm pe foc pe Emilian. Foarte bine. În numele lui Dumnezeu.
Amin. Stai că dunerii nu știe cine l-a pomenit. Dar te vadă Dumnezeu bine. Te vadă Dumnezeu pe cine nu l-a pomenit. De ce stai? Dumnezeu. E cu aghiazma mică în mână. Aghiazma mică în mână, mâna stângă. Și aghiazma, mâncarea. Pateu cu, pateu cu bușeuri. Bușeuri, exact, în partea dreaptă. Dar... aici se încălzește de mult deja. Mai ce îmi place crud. De munte. Game da. Băi! Vrea toți! Hai de Petri, băi! Hai de Colea! Da, uite accenta! Hai de băi! Emilian! Răspund, Codri. Răspund. Haide, Vlados, de pe verandă! Nu te da, bă, bătut, bă! Haide, bă! Ai ce tare să aude, mă! Haide, Petri, bă! Ne aud ăștia până pe cucu-n pula mea. Pere, bă! Stil rusesc. Nu contează că iarnă. Cară ca baba aia butucul pe cap. Pune-l în cap, Emilian. Rambo. Ce-i cu găina aia pe spatele tău? Deja aia se aude. Nu mă sluture pe spate. Cum să-i tai gâtul ăsta? Nu mai vreau cineva să-i taie într-o seară gâtul cu tău secure. La cât? La 1700? Nu, la 1700 de grade. Și acum încercăm să mergem până pe Borăscu Mare. E ora 6.36. Avem de urcat aproximativ 400 de metri. Până pe creastă. Vrem să prindem noapte acolo și după aia ne întoarcem înapoi la refugiu Borăsc și mâine dimineață plecăm spre Gugu. Păi trebuie o secvență. Ok. Nu, poți de stop. Hai de vezi? Aha, e de fapt, nu. Nu știu, noi normal în treaptă trebuie să fim, să oricum cumva. Noi pe aici nu o să putem ieși numai după... Nu știu. Pe ăsta înseamnă oră de urcare. Urcăm până sus aici, nu? Hai să vedem dacă putem. Hai. Ia să coborăm pe hăul ăla. Coborăm pe partea aia altă. Pula mea, până sunt în ceață. În ceață. Dar unde e ăsta? Nu de pe dus. Pe capă, hai să-l putem.
2000. Da, Borăscă e la 2158. Cum? 2158 are Borăscă. Zic, Cocoș, ai găsit vreo pizza? În sfârșit filmează cu Hristos în suflet. Fii atent. 2158. Povestește-ne, Vlad. Ora... Hai să văd că nu crede nimeni, nici eu nu te cred. Cum nu crezi? Ce? Ora. Ora? Trebuie să ne fixăm ceasul. Ora 19.42. Ne fute soarele de frig. Unde suntem? Suntem în vârful Borăscu. Mare. Mare. 2158, da? Emilian, tu unde ești? El e pe Marte. Ce ești cu noi? Ce te ești cu noi? El e pe Marte. Uite, Emilian iarăși face selfie ca fetițele din Bali. În vârful muntelui. Ca fetițele cu bale îți face. Stână în mijlocul nopții. Cotrobăiți, pută-vă Dumnezeu. Cotrobăiți? Ne-am gătit. Luăm ceapă. Luăm salam, nu ne trebuie. Bă, ne-am gândit că ia două ce, dăm un refugiu, dar am dat de... Dă refugiu, că putem dormi aici, că avem salam, ceapă. E stână, poate bă, asta e stână aici. Stână. E stână. Trebuie să filmez acolo ce condiții au în stână. Doua zi. Da? Unde mergem, băieții? Mergem! Vedem. Câte ore avem de mers? Pe vârful Google avem de mers 7 ore. Avem 9 chiar. 9 ore. 8. Cu tot cu refugiu. 9 până la refugiu Google, urcăm pe vârful Google și de acolo coborâm la refugiu Google. Dar de unde plecăm? De pe Borăscu? Plecăm de pe Borăscu, da. Refugiu Borăscu, ok. 9 ore, până să vezi. Uite acolo. Perfect day. Super. Jam. Let's go. Bine că nu avem zăpadă deocamdată. Sperăm că pe Google, pe vârful Google să avem zăpadă. Aproape 2300, așa? 200 și ceva, cred. Super, super peisaj. Ce fain aici. Super, super. România cum te hului. Petre, ce ai de zis? Gheață mâna la apa. E bun frigiderul aici. E bun frigiderul. Tu? Vreau pe niște condiții extraordinare. Foarte multă umiditate, vântul ne ajută maxim.
Oh. Ia umple o sticlă din aia și dă-mi și mie să beau din ea. Ia bea, uite, mai am apă. Apă. Singurul izvor. Cam rece. Emil Spartanu. Ai ghețat? Mai sus, când am de zăpadă, exact. Ei, ei, se vede. Ha? Emil. Hello. Media. Bucur să vă văd pe aici. Hai, România! Ce-i întunericul ăla din vale? Balaurul, lacul Scărișoara. 1900. Nu e rău. Ce pești ai zis, Emil, că sunt ieri? Ceva stâne. Ia tot pe
pescari la acest lac. Fain ne spune. Ok, în partea e lanta. Emilian, ia bană cu Ei! Hey. Da, hai! Păi tu ai coordinale, de avalanță, avalanță. Hello! Uite, ei! Le duci toți, măi! Du-te, tu lasă-te. Uite acolo, bă. Hai de bune. Nu se parte grea, da? Mă vezi bine, mă. Să stai pe urmă, de la un pic mai sus e cărarea, cred. Parcă nu pot să cred, bă. Ăla în dreapta e Gugu și cred că sunt oameni pe el. Da. Nu, nu. Ba da. Exact așa. Aha. Pe ăsta și după aia pe ăla. Ăla e Gugu, exact așa. Uite ce fain se vede acum. Ce trebuie să avem acum, bă. Bă, nu pot să cred, bă, omule. Așa ceva, așa ceva. N-a pauză aici, prieteni. Da. Inuman, exact. Ce, de asta prieteni de ziua la e divin, bă. Deci când ai de asta, după o zi din asta de chin, ai de fac ceva, mă, pulă. Petre, părere? Pute de Dumnezeu. Asta ți-a în aventură, mă, buie.
Haide, capă. Nu contează, nici nu mă interesează. Haide, cap, ce bine să merg. Ia, ce wow. Hai că iar ne acoperă. Nu, nu, aici, da. Văd depresiune ceva, vezi? O trecut. Poate îți rup dracu glezna, să vezi atunci, că aici te las. Pe partea nordică la Google, cred că e zăpadă. Of course e zăpadă, de fapt. Posibil să fie așa cum spune Vlad. Ce? Să fie de ursuleț. Ursuleț mic, cred că e. Uite aici. Uite de la Ghiare. Da, 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 da. Uite aici, uite. Asta e ursuleț mic. Și-s proaspete. Destul de proaspete. Bă, uite-te cât acoperiști. Uite că nu le putem doar. Da, 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 uite. Lup, nu cred că e. Nu-i lup. Cum? Asta e de lup. Asta? Asta, da, posibil. Asta e de lup, e ca mică. Și să fie asta lup? Asta, zice că-s ca mică. Asta să mai vedem cum face. Câinele lui dracu. Nu cred că e de lup. Nu cred că e mai mare. Și dacă vă vedeți mic, are blana aia. De obicei nu-s ca mică. Nu cred că e de lup. Una, două, trei.
Asta e partea a doua. Bate, strigă, e cineva? Alo? 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 Nobody home? Nobody home. Hai Emil, ca la tine acasă. Ce-i asta? Păi vezi că au lăsat oamenii, benzină. Benzină? Nu are cum. Unde-i lumina aia? Dar dai mă dacă simți că e ceva bun. Unde-i lumina aia, mă? Ce lumină vrei? Nu-i lumina. Da, aș mă să bei omul. Ia omul. Nu știu. Bine ars, David? Bună seara, am ajuns la refugiu Gugu. Și numai ce ne-am pregătit de mâncare. Avem aici, ia filmează pe aici, avem orez fiert cu porumb și cu ton. Foarte bun. Mega bun, mega delicios. L-am savurat deja, este extraordinar. Și aici, aici avem orez cu supă de gulaș. Și cu niște pâine de... De gulaș, de ungure. De... Nu contează. Meserie. Mega mâncare. Foarte bun. După 9 ore de plimbare. 9 ore jumate de mers pe jos. După, exact cum spune Vlad, după 9 ore jumate. Suntem cam terminați. Se vede pe voi. Ne-am chinuit să ne facem provizii. Și pe tine se... Ia dă un pic, dă un pic, să vedem pe tine, se vede. Se vede, da, dar încă am energie să doare muie. Și eu fac filmarea. Bă, hai să stai tot. După o zi extraordinar de grea. Poate în unele filmări, da să-ți dau un așa interviu. Pum în cap. Poate în unele filmări. Au să-mi dea un interviu. Zi-mă. Nu se observă tot, dar am ajuns la un lac cu numele de... Zi, să mergi de acum cu lacul ăla. Lacul ăla mi-am scăzut. Perișoara. A Perișoara, am scăzut. Scărișoara. Nu asta sigur o pun, lasă, dă-mi doare. Am scris, găsim acolo de refugiu, n-am găsit nimica. Am mâncat un frig extraordinar. Na, lasă că, uite, acum mănânc, mânci supă caldă. Da, mai bun e ăla cu ton. Aha. Nu, e bun și asta. Nu rău, așa-i? Pune sare, dacă... Nu e rău deloc, nu, că e săraș și iute. Ia bătare, mânec m-a stabilit. Mie mă place. E foarte bună.